colegi liberali, dragi români, mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine când fac acest anunț important pentru partid, pentru România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția Partidului Național Liberal. Colegi liberali, dragi români, deja mă cunoașteți și nu sunt adeptul discursurilor foarte lungi, așa că o să vă spun direct ce vreau și de ce trebuie să candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în același timp să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale. I-a luat mai puțin de 3 zile premierului din momentul în care spunea aici la Actualitatea că va lua o decizie privind candidatura și momentul în care a făcut anunțul pe care tocmai l-ați văzut. Vă reamintesc, joi seara pe B1 TV, șeful guvernului vorbea oarecum cifrat, dar cât să înțelegem, de un congres în care Ludovic Orban va avea mai mulți contracandidați. Duminică, Partidul Național Liberal dă startul congresului. Așteptările sunt ca după ce începe congresul să vedem candidații la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Deci după ce se dă startul, cred că atunci vom vedea mai mulți candidați și este bine. Competiția este bună, mai ales pentru liberali. Competiția este chintesența liberală. De asta depinde anunțul un eventual anunț al dumneavoastră? Adică îl așteptăm după duminică asta? Eu zic că toți candidații, cei care doresc să participe, vor... În momentul în care vor avea un calendar clar al Congresului, vor ști exact ce să facă și vom vedea atunci mai multe persoane care își vor anunța candidatura. În platoul Actualitatea, sociologul Vladimir Ionaș, bună seara. Seara! Cât de solidă e baza pe care se sprijină Florin Câțu în momentul ăsta, după toate aparențele? Sau hai să privim altfel la poza aceea pe care am văzut-o, la tot grupul ăla, numeros adminteri de oameni strânși în jurul lui Florin Câțu. Cine lipsește din tablou și era necesar să fie acolo? Sau poate, nu știu, poate e prea multă lume deodată. Sunt calcule care țin de bucătăria internă a unui partid. Contează până la urmă câți președinți de organizații îl susțin pe domnul Câțu, câți îl vor susține, de fapt că mai este până la congres, și câți îl vor susține pe domnul Orban. Nu e un subiect care să fie de interes pentru societate. Nu am înțeles nici afirmația domnului Câțu că e un moment important pentru România. Pentru România nu contează ce se întâmplă nici în interiorul PNL, nici în interiorul USR. În logica în care domnul Câțu promite o guvernare liberală de 8 ani, nu e important ce se întâmplă pentru România? Că el spune, dacă eu sunt ales președintele PNL, devin și președintele partidului care dă premierul, sunt și premier, nu? Și atunci... Domnia sa este deja premier. Din punctul meu de vedere, nu înțeleg de ce un partid care se află la guvernare, la putere, care a primit voturile românilor, face un congres în mijlocul unui an care încă ar trebui să aibă ca prioritate pandemia. E o decizie, cel puțin strategie, din punctul meu de vedere, greșită total, dar e decizie internă a partidului. Nu e foarte interesată populația despre cine va fi președintele PNL, cum nu e interesată în general despre cine conduce un partid sau altul. Doar ca specificație, domnul Câțu reușește foarte bine să muleze și să câștige simpatia electoratului USR Plus. În interiorul electoratului PNL nu a reușit să se configureze ca un lider de partid, ca un om... Asta ar fi pasul 2, eventual, poate, pentru o eventuală candidatură la președinția României. E foarte greu pentru un lider să devină, simpatizat de tot electoratul partidului, atâta timp cât domnia sa nu are nicio victorie politică. Domnul Câțu nu a câștigat niciodată un război politic. Nu e un om care să aibă rezultate politice. Domnia sa a candidat la București într-o organizație care a ieșit pe locul 3. Cam ăsta e singurul rezultat al domniei sale până acum, din punct de vedere politic, strict politic. Și a fugit odată de funcția de prim-ministru, când toți așteptam primul ministru. E în legătură cu noi prin vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Bună seara și chiar mă bucur că a existat intervenția asta a domnului Ionaș înainte, pentru că poate fi într-adevăr un mare semn de întrebare, Rareș Bogdan, în privința lui Florin Câțu. Lipsa de rezultate politice sau lipsa de, relații în PNL se mai poate construi? E timp necesar până în septembrie? Da, bună seara, domnule Mușa, bună seara telespectatorilor, bună seara, domnul Ionaș. Bineînțeles că, în primul rând,
trebuie să ne gândim la cine a fost în jurul lui Florin Câțu, pentru a înțelege că Florin Câțu e un liant, practic. E un liant între generații și între platforme sau, dacă vreți, între poziționări. În jurul lui Florin Câțu au fost câțiva dintre liderii de seamă ai Partidului Național Liberal, oameni cu rezultate excepționale, oameni cu scoruri politice extraordinare, oameni care și-au câștigat mandate peste mandate cu experiență politică deosebită. Și aici mă refer la Emil Boc, liderul incontestabil al Clujului, un om rodat în administrație și care a câștigat de 4 ori primăria Clujului cu peste 75%, odată renunțând în favoarea unui viceprimar, venind vicepremier la București, dar câștigând de 4 ori. De asemenea, a fost alături de el, deci lider din Ardea. A fost de asemenea alături de domnia sa, liderul, unul dintre cei mai importanti lideri ai noștri din Moldova, dacă nu cel mai important, un om care a câștigat de 4 ori la rândul său președinția Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și de asemenea dublat de primarul de Suceava, Ion Lungu, la al treilea mandat de primar. A fost de asemenea de partea lângă domnia sa tânărul președinte al Consiliului Județean Maramureș, un om din noua generație de lideri, Ionel Bogdan, și președinte de organizație. De asemenea, a fost lângă domnia sa liderul, secretarul general al partidului, un om din tânăra generație, Robert Sighiartău, 34 de ani, unul dintre cei mai buni oameni pe care noi avem în Parlamentul României, la al doilea mandat. A fost Florin Roman de la Alba Iulia, împreună cu Ion, de la Alba împreună cu Ion Dumitrelu, are o organizație importantă. A fost Raluca Turcan, ministrul nostru, președintele organizației Sibiu, dublată de Daniela Câmpean, președintele Consiliului Județean, omul care practic conduce județul Sibiu și o conduce extrem de bine. De asemenea, tot lângă el a venit tânărul președinte Adrian Cosma, 37 de ani, din Satu Mare, din județul Satu Mare, deputat de Satu Mare. Tot lângă Florin Câțu a venit Lucian Bode, ministrul de interne, unul dintre cei mai apreciați membrii cabinetului, și de asemenea președintele organizației Sălaj. Tot lângă Florin Câțu au venit din zona Olteniei, din sudul României, Dan Vâlceanu, specialist în finanțe, foarte bun, împreună cu singurul primar liberal din Oltenia, Marcel Romanescu, un om la fel foarte, foarte bun, primar de Bun. Târgu Jiu. Ziceți dumneavoastră că sunt tot felul de a venit la paliere. Din președintele organizației Mehedinți, Virgil Popescu, ministrul energiei. De asemenea, da. Din Dobrogea a venit lângă domnia sa președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu, și primarul de Constanța, Bun. Amiralul Virgil. Ați explicat foarte amănunțit fotografia, Rareș Bogdan. Întrebarea este, da, ați explicat foarte amănunțit poza, imaginile pe care le-am văzut, am înțeles argumentul, sunt foarte multe județe reprezentate pe foarte multe paliere. Da. Ce lipsește din poză? Sau ce lipsește, repet, ca să... Poate că eu știu, susținătorii domnului Orban o să vină cu tot atâtea argumente câte ați dat dumneavoastră, cu alte personaje, cu altă formă de susținere. Eu am vrut să arăt că echipa din jurul domnului Câțu este o echipă performantă, este o echipă validată în alegeri. L-avem și pe Dinu Iancu Sălăjeanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Avem și organizația din Ilfov cu Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean. Aceștia sunt și președinți de filială. Ei sunt foarte importanți în jocul intern din Partidul Național Liberal și bătălia politică internă. De la București avem de asemenea doi șefi de organizații foarte puternice, Cinciu și Doiu, plus europarlamentar Daniel Buda, un europarlamentar cu experiență președinte de la Cluj, de asemenea eu, care vin de asemenea cu un aport important în simpatia din interiorul Partidului Național Liberal, fiind de asemenea alături de Emil Boc și Florin Câțu, cei liberalii cu cea mai mare încredere din spațiul public, și aici domnul Ionaș a făcut nenumărate cercetări și știe cifrele exacte cum arată în ierarhia personalităților din zona dreptei politice. Și sigur, îl așteptăm pe Ilie Bolojan, care sunt convins că la un moment dat ni se va alătura. Îi aștept pe alți colegi de-ai noștri, pe Iulian Dumitrescu, președinte
președintele Consiliului Lucian Prahova, pe Dan Motreanu de la Giurgiu și pe alții. Dar aici vorbim, domnule Mușat și domnule Ionaș, despre bătălia din 2024. Înțeleg și aici îmi asum ce a spus domnul Ionaș, nu sunt de acord cu unele lucruri spuse, în schimb, mai ales în ceea ce îl privește pe Florin, în schimb, sunt de acord că bătălia astăzi, concentrarea noastră este pe guvernare și pe ieșirea din pandemie, pe vaccinare. Sunt corect cu domnia sa că astea sunt priorități, întru totul, dar în același timp avem o problemă statutară. Statutul Partidului Național Liberal este destul de restrictiv. Noi am depășit deja astăzi, sau mă rog, într-o săptămână depășim termenul de 4 ani de zile și după asta avem o problemă de 3 luni de zile în care putem prelungi mandatul actualului. E cam ca la președintele României dacă nu e stare de urgență sau stare de asediu. Deci nu prea putem să mergem cu o conducere nestatutară, mai ales prin principalul partid. Zice Florin Câțu, e viitorul PNL pentru că inspiră, are proiecte, a demonstrat în actul de guvernare. Stau și mă întreb, s-ar putea, dacă toată echipa domnului Câțu de la guvern performează, inclusiv dumneavoastră, asta ar fi un atu în sprijinul domnului Câțu. Cum vedeți? Ceea ce se întâmplă în PNL e partea unui proces democratic absolut normal, care trebuie să se întâmple în orice partid democratic, într-o țară democratică. Din perspectiva noastră, sigur, ne uităm la ceea ce se întâmplă, dar nu cred că e cazul să comentăm opțiunile dânșilor. Ce ne interesează din perspectivă comună este guvernarea. Așa cum PNL-ul are un congres, vom avea și noi un congres, poate și cei de la UDMR, în fine, poate chiar și PSD, dar ce ne interesează în momentul de față, dincolo de aceste efervescențe electorale, care încă o dată sunt absolut normale, e ce se întâmplă cu guvernarea. Bun, n-aveți nicio, știu eu, apăsare, nicio preocupare în legătură cu viitorul șef al PNL în a stabili coordonatele pe care se desfășoară inclusiv colaborarea cu dumneavoastră la guvernare? Pot exista simpatii și antipatii la nivel personal, dar oricare ar fi aceste opțiuni, ele nu și-au niciun rost de fapt, pentru că ce e important e ceea ce vor vota delegații la Congresul PNL. Da, și doar ei. Mă uitam, domnule Ionaș, la pendularea asta pe care a făcut-o totuși USR Plus între Ludovic Orban și Florin Câțu în cele două momente importante, formarea coaliției de guvernare când s-a spus fără Orban și criza demiterii Vlad Voiculescu când s-a spus fără Câțu. Domnul Câțu, mă rog, a ajuns prim-ministru inițial, putem spune, datorită solicitării USR Plus ca domnul Orban să nu fie niciun caz prim-ministru, iar apoi, da, scandalul cu demiterea domnului Voiculescu a fost unul, dar mai degrabă au fost declarații politice pentru că am văzut că nu a avut niciun efect și oricum nu cred că PNL-ul putea în acel moment să facă acel pas înapoi și să accepte schimbarea lui Florin Câțu. Evident că domnul Rareș Bogdan a punctat foarte bine un lucru care ține de bucătărie internă a partidului. În mod normal, știți, peste tot în lume au loc astfel de evenimente, dar oamenii nu sunt atât de interesați, pentru că nu ține de simpatia mea personală sau dumneavoastră cine va fi viitorul președinte al Partidului Național Liberal. Nu, dar consecințele sunt din pentru toți. România e o țară în care oamenii știți cum e, acum e ca și cum viața... spune, iertați-mă, e ca și cum spune, nu contează dacă Dragnea candidează din nou la șefia PSD și devine președinte PSD și mâine vrea să fie prim-ministru, mă rog, nu o să mai poate. Într-o societate normală, lucrurile astea n-ar trebui să conteze pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru oamenii simpli de pe stradă, pentru că ingerința politicului în viața directă a unui individ în oricare societate dezvoltată din lumea asta este unul extrem de mic. Bun, dar ingerința se face prin guvern, până la urmă. O bună parte a societății depinde mult prea mult de politic. De aceea e și acest interes extrem de mare față de tot ceea ce înseamnă politică și ce se întâmplă și pare că la noi e un circ așa continuu. Mă mai uit la ceva, domnule Ionaș, mă mai uit și inclusiv la tonul pe care poate să-l dea președintele partidului în Parlament pentru votarea unei legi importante cum e legea pensiilor sau pentru legea salarizării în sectorul bugetar. Aici, din nou, e o problemă contează care ține cine tonul, de resursă umană, pentru că, evident, președintele comunică mai degrabă decizia partidului pe o anumită temă. Din păcate, în România, în Parlament, avem încă mult prea mulți reprezentanți care sunt dependenți 100% de acel partid și, evident, că președintele partidului are o putere extraordinară pentru că
sursa de venit și cariera celor oameni în Parlament depinde 100% de președinte. Dacă iese, nu știu, ies din vorba președintelui, a doua zi nu mai pupă pe listă și pleacă acasă. Mulți dintre ei neavând ce să facă. Aici e problema. În momentul în care partidele o să, nu știu dacă o să vrea, evident, președinții, pentru că le convine să aibă această putere, această autoritate asupra membrilor din Parlament. În mod normal, în Parlament, fiecare membru ar trebui să aibă puterea să ia ce decizie vrea și o consideră normală și în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă de fiecare dată când votează. Din păcate, nu se întâmplă lucrul ăsta în România. Nu știu, până la urmă, decizia de a vota cu Florin Câțu sau cu Ludovic Orban în cadrul Congresului ține de modul în care se va negocia în fiecare organizație județeană de către președinte cu reprezentanți. Același lucru e și la USR Plus când va fi Congresul. Da. În fiecare discutăm partid. Imediat și despre asta. Rareș Bogdan, vă opun cumva poziția doamnei Violeta Alexandru, care e o susținătoare declarată a domnului Orban de data asta și care zice, dincolo de wow, dincolo de factorul wow, cum ar veni, de așa, extaziere în fața personajului, contează seriozitatea, liberalismul practicat, nu declarat. Și tăria de a te uita la cum poți face bine pentru oameni punându-te pe tine pe planul 2. Cumva sunt niște aluzii la ceea ce Ludovic Orban, mă rog, ar fi făcut în ultimii ani în PNL. Și atunci stau și mă întreb dacă există curentul ăsta de opinie în care mulți vor spune, stai puțin, că Orban s-a sacrificat atunci când a fost cazul, Orban a reușit să netezească tot felul de asperități, cunoaște foarte bine pe membrii PNL, pe familiile lor, pe grupul de apropiați, pe tot ceea ce înseamnă rețeaua profundă a partidului. Are Florin Câțu cunoștințele astea și tăria să se opună stilului ăsta de a face politică? Trebuie să înțelegem că lângă Florin Câțu sunt oameni cu experiență, repet. De exemplu, Alina Gorghiu, care a fost președintele partidului, este lângă Florin Câțu. Cristi Bușoi, care a candidat, a fost contracandidatul domnului Orban, este lângă Florin Câțu. Oamenii cu experiență pe care i-am numit aici, de la Emil Boc, la ceilalți, la Gheorghe Flutur și ceilalți, sunt alături de domnia sa. Dar pentru a înțelege pe Florin Câțu și demersul său, trebuie să ne gândim la 2024. Partidul Național Liberal trebuie să atace cel mai complicat și complex an electoral din ultimii 34, un an electoral cu numai puțin de 4 alegeri, dintre care alegerile prezidențiale și parlamentare vitale, dar și cele locale și europarlamentare. De asemenea, gândiți-vă că pentru a-l înțelege pe Câțu, este, în primul rând, trebuie să înțelegi liberalismul și cum funcționează liberalismul și spiritele libere într-o nouă Europa și o nouă lume. Pentru că Florin e un om extrem de deschis, e un spirit extrem de tolerant, analitic, ia decizii și mai ales are foarte, foarte mult curaj, adică are curajul de a reforma un sistem care de 30 de ani e osificat, absolut osificat. Asta e valabil și pentru PNL-ul lui Ludovic Orban? Nu, eu n-am spus, eu n-am atacat pe nimeni. Eu vă spun ce face Florin și ce va face. Este un om care nu stă în formalisme, nu are deloc teamă de asumare, așa cum v-a spus, pentru că este un om curajos, iar esența viziunii liberale este, dacă vreți, nu cu ce opinii se susțin, ci cum se susțin. Omul ăsta, eu l-am cunoscut extrem de bine când îl aveam invitat în studiourile Realitatea TV și am făcut nenumărate emisiuni cu el de analiză economică. Este un spirit, dacă vreți, este un om care e complet nedogmatic, e o fire foarte empirică și, dacă vreți, e, mergând mai departe, e un fel de, așa cum pentru Italia astăzi, pentru a o scoate din criza post-Covid, Italia l-a activat pe Draghi, un om cu mare experiență la BCE, care a salvat, practic, Europa în 2008-2009, un economist redutabil. Noi îl avem astăzi pe Câțu, un finanțist și un economist care poate să facă reformele în România și care poate să modernizeze și să implementeze, din punct de vedere economic, marile reforme și să modernizeze România. Întrebarea e dacă ceea ce descrieți dumneavoastră nu e un profil de premier mai degrabă decât de președinte al unui partid care se uită altfel la candidați sau la președintele său, nu? E nevoie de o reîmprospătare, e nevoie în Partidul Național Liberal, este nevoie de un stil mai puțin protocolar, de un stil direct, este, dacă vreți, un liant între generații, Florin Câțu.
Popescu. Este un liant între conservatorism și progresism. Este exact liantul de care are nevoie. Este un pro-american și un pro-occidental convins, un om care nu face jocuri de culise, care nu mai merge pe e bine și așa, sau pe spălarea unora din PSD sau din ALDE pentru a intra pe niște poziții publice doar pentru că o mână spală pe alta și amândouă spală fața. Vă spun, eu cred că pentru România și pentru Partidul Național Liberal Florin Câțu este soluția. E un om care lucrează în echipă, nu este în niciun caz un autocrat și lucrul ăsta este extrem de important. E un om care ia decizii în echipă, care nu vine să ia deciziile de unul singur și să le comunice celorlalți și mai ales nu este un om care să poarte dușmănii și care să ducă războaie. Pe mine, de exemplu, mă amărește că de 48 de ore sau de 24 de ore văd atacuri unele dintre ele, pur și simplu, nu le înțeleg, lichele, s-au adunat lichele în jurul lui. Domnilor, să vorbești de oameni care și-au câștigat 2, 3, 5 mandate de primar, de președinți de consilii județeni, oameni cu experiență, oameni cu încredere publică, oameni care au adus plus partidului, de Emil Boc, Gheorghe Fluturi, Daniela Câmpean și mulți alții, Rareș Bogdan, Sighiartău, Roman și mulți, mulți care au fost acolo, Chițac, mi se pare jignitor. Eu n-am să adresez jigniri în această campanie internă, n-am să fac referiri decât la calitățile și la viziune, la modul în care Florin Câțu poate să asigure viitorul pentru Partidul Național Liberal într-un moment în care avem în partea dreaptă un partid USR Plus, care sigur că e partenerul nostru, dar care se consolidează la guvernare și cu care ne vom bate într-un fel sau altul electoral în 2024, dacă nu se constituie o alianță, da, sau mai știu eu ce, vor fi adversarii noștri din partea dreaptă. Avem în partea stângă un partid populist, stângist, PSD, care stă deocamdată și așteaptă greșeli ale guvernării și de asemenea mai avem niște conservatori care merg până la radicalism, aurul care merg pe un val populist radical la nivelul Europei de tip AFD sau Frontul Național, Lega sau Fratelli Italia. Deci în contextul ăsta suntem noi. Noi nu putem gândi partidul că un om știe toți membrii partidului. O să știe și Florin. Bun. Vom fi alături de el și o să-i cunoască pe toți. Perspectiva. Eu nu am cunoscut aproape pe niciun. Am cunoscut 5 liberali. Și în momentul ăsta cunosc mii, zeci de mii de liberali, pentru că în 2 ani de zile am umblat între ei, i-am cunoscut, le-am câștigat simpatia și încrederea. Îl avem lângă noi pe Emil. Am înțeles perspectiva, Rareș Bogdan. Mare experiență. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O singură observație aș avea aici. Avem oameni din fiecare zonă geografică a României, așa încât nu mă tem de asta. Iar Florin va veni cu o guvernare reformatoare, modernizatoare, fără teamă, cu implementare de proiecte. Mulțumesc, mulțumesc mult, Rareș Bogdan. O singură observație am aici referitor la cine a adus în PNL din ALDE. Uite că domnul Sorin Câmpeanu a adus, bine mersi, de acolo. E ministru al educației în cabinetul Câțu. Da. Îi spun bun rămas lui Rareș Bogdan. Merg la Cristian Zeidler pentru că și la USR Plus se face congres. La acesta s-ar putea însă, înțelegem, să nu candideze nici Cioloș, nici Barna. O informație citată de G4 Media din surse apropiate partidului. Cioloș i-ar fi propus lui Dan Barna să nu candideze niciunul la șefia noului partid rezultat din fuziune. Cum se vede povestea asta, Cristian Zeidler? Ar fi de dorit o a treia cale? O citesc și eu cu interes în mass media. Anterior și Dacian Cioloș și Dan Barna și exprimaseră intenția de a candida la funcția supremă în partid. Da, nu știu de unde această informație pe surse. Deocamdată știm doar că acest congres, primul după fuziunea USR Plus într-un nou partid, va avea loc în această vară, probabil la granița dintre iulie și august. Nu e fixată încă data exactă. Mai apoi vine depunerea candidaturilor și atunci vom ști sigur cine candidează. Până atunci citesc speculațiile și le iau cu titlul de inventar. Bun, ar fi de dorit, nu știu, la PNL, tabloul pare destul de simplificat, cum să spun, odată ce se vorbea de pildă despre Robert Sighiartău ca un posibil candidat, nu știu câtă lume a crezut varianta asta, dar pe urmă l-am regăsit în grupul din jurul lui Florin Câțu, ne-am liniștit în legătură cu alte posibile candidaturi la USR Plus, e la fel de simplu, Dacian Cioloș versus Dan Barna?
Nu, nu cred, pentru că la noi orice membru poate candida. Realmente, orice membru poate să-și depună candidatura pentru a fi potențial președinte al partidului. E periculos pentru un electorat al USR Plus, cum spunea Vladimir Ionaș ceva mai devreme, un personaj ca Florin Câțu, odată ce ne-am lămurit, dacă mai era cazul, că e cu bătaie lungă candidatura asta și pentru alegerile din 2024? Știți, dincolo de ceea ce ni se poate întâmpla, și spun asta și în sens pozitiv și în sens potențial negativ, cred că e important ceea ce facem noi. Și asta electoratul nostru va putea să distingă și ne va judeca pe baza ceea ce facem noi. În tot contextul politic, sigur, și din coaliție, dar și din România în general. Cred că e mai puțin important să fim cu ochii strict doar la ce se întâmplă în PNL în momentul de față. E mult mai important să ne vedem de treabă pe ceea ce au de făcut miniștrii noștri, oamenii noștri în Parlament și în primării, desigur. Da, s-ar putea ca PNRR-ul și banii de la Uniunea Europeană pe care i-ar aduce acest program în România să fie o armă redutabilă de campanie în mâinile tuturor celor aflați la guvernare în acest moment și care ar vrea să candideze, uite cum e Florin Câțu pentru șefia PNL de pildă. Ce s-a întâmplat cu PNRR-ul? Că poate vă întrebați, e luni, 31 mai și trebuia trimis la Comisia Europeană, a fost trimis, am ajuns la acest punct final în dezbaterea internă pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. A fost trimis la Comisia Europeană, spune ministrul de resort, Cristian Ghinea. Guvernul va da publicității miercuri întregul proiect menit să aducă țării noastre peste 29 de miliarde de euro. România va fi a treia țară din Uniunea Europeană care va publica integral Planul Național de Redresare și Reziliență după Italia și Polonia. Documentul va ajunge mai întâi pe masa Comisiei Europene. Miercuri va fi publicat și pe site-ul Guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, care spune că va urma la București și o prezentare a planului. Sunt doar două state membre care au publicat până acum întreg PNRR-ul, restul au publicat sinteze. Noi vom fi al treilea stat european care publicăm întreg planul nostru. Comisia nu publică, nu are obligația de a publica și nici nu au făcut așa ceva. Deci este decizia Guvernului Național dacă să publice sau nu și noi am o decizia să publicăm întreg PNRR-ul. După ce va fi transmis executivului comunitar, planul de redresare și reziliență va fi evaluat și ajustat de către Comisie. Vom avea încă o tură de negociere. Vom avea la toamnă PNRR aprobat și gata să începem lucru pe toată suma de 29 de miliarde de euro. Este un plan realist și fiind realist are și posibilități de implementare. Ministrul Ghinea confirmă că banii din PNRR, care urmează să le fie alocați autorităților locale, se vor duce pe proiecte esențiale de modernizare, după ce premierul Florin Câțu a precizat că planul are două componente fundamentale, una de reformă și o alta de investiții. Vor fi pentru autoritățile locale direcții de investiție în creșe, în școli, în trasee de biciclete, în renovarea clădirilor publice și private, în trafic inteligent, în refacerea parcurilor și pădurilor urbane, dacă este cazul, în investiții de digitalizare ale primăriilor, consiliilor județene și ale relațiilor cu cetățenii. La începutul lunii mai, premierul Florin Câțu a anunțat că la toate capitolele au fost reduse sumele din PNRR, iar acesta se încadrează acum în 29,2 miliarde de euro. Îl salut și pe deputatul PSD, Marius Budăi. Bună seara! Planul ăsta o să fie prezentat abia miercuri. Atâta dute vino a fost cu planul ăsta, până la urmă o să aflăm integral ce conține abia miercuri, la două zile după ce el a fost depus la Comisia Europeană. Dar, atenție, ne spun membrii guvernului că România e una din puținele țări care face asta, că cele mai multe dintre țările Uniunii Europene au ales să prezinte o sinteză mică, minusculă a planului lor. Noi suntem cumva, deși venim cu întârziere în a-l prezenta, suntem, cum să spun, foarte generoși, înțeleg, domnule Budăi. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, bună seara invitațiilor tuturor celor care ne urmăresc la această oră. A fost așa o secretomanie în jurul acestui plan și așa o discuție asupra reformelor, mai ales care urmează a fi implementate. Noi nu știm încă la această oră dacă prin acest plan se asumă sau nu plafonarea pensiilor, a salariilor, a alocațiilor. Nu știm dacă
care sunt acele reforme vis-a-vis de sistemul public, de tot ceea ce înseamnă venituri și cheltuieli la bugetul general. Nu știm nimic. Sunt doar așa mici frânturi aruncate și mici părți din documente apărute pe surse care ne-au spus că se renunță la pensia anticipată, de exemplu, și multe și multe altele. Nu înțeleg de ce atâta secretomanie, nu înțeleg de ce este un plan național, până la urmă nu este un plan al guvernului. Asta a fost acțiunea domnilor de la guvernare. Vom vedea cum se va publica. Important și tragic în același timp este că atunci când va fi deja aprobat de Comisia Europeană și dacă acele reforme se vor dovedi a fi adevărate, acea reformă pe austeritate, pe sărăcie mă refer, va fi foarte greu pentru România să se dezvolte în perioada următoare cu veniturile înghețate și cu prețurile crescute. Sună ceva din planul ăsta, domnule Zeidler, a reformă de austeritate sau de sărăcire? Că e important aici să ne lămurim. Am discutat toată săptămâna trecută, cred, despre ceea ce presupune opoziția că ar fi în planul ăsta. Sunt două aspecte aici. Pe de-o parte, vorbim despre atragerea suplimentară și subliniez suplimentară față de fondurile europene, hai să le spunem clasice, a 29, ceva miliarde de euro în următorii 5 ani. Și în timp ce vorbim despre atragerea suplimentară a 29 de miliarde de euro, ni se spune, păi asta e despre austeritate și despre sărăcie. Deci asta e culmea absurdului. Dar, sigur, ce era să spună și PSD-ul decât ceea ce e pe linia lor? Ce putea să spună PSD-ul? Vai, dar de ce ați inclus acolo 45.000 de hectare reîmpădurite? Știți? S-au tăiat sub ochii noștri larg închiși, dar ce să spună? Să spună asta PSD-ul? Evident că nu o să spună asta, să critique ideea de a renunța la pensiile speciale când domnul Budăi cu mânuța lui a semnat încă o pensie specială. Adică, evident, vii și critici pe unde mai poți, că nu prea ai argumente, că ce să mai zici și tu, și atunci spui, vai, 29 de miliarde de euro în plus sunt sărăcie. Bine, asta nu poate să creadă nimeni care a făcut deja clasa 1, deja clasa 2 în sus, înțelegi că plus 29 nu dă cu minus, da? Dânsi, spun și dânsi ce pot, hârtia suportă, caravana trece. Eu nu m-am referit la domnul Stai, dar am voie la un drept la replică, vă rog. N-am înțeles exact ce a spus domnule Budăi. Zic, nu m-am referit deja la domnul Seidler și vă rog să-mi dați un voie la un drept la replică. Da, nu v-ați referit la domnul Seidler, v-ați referit la PNRR. Nu, dar abate atenția așa și minte prin o misiune domnul Seidler, eu m-am referit la reformele asumate în legătură cu acest plan, pentru că tot cu gura... Dar nu știm care sunt. Ne întoarcem de unde am plecat și aici o să rog pe domnul Ionaș să ne... Dar eu vreau să vă mai spun un lucru. De aici ne spun că fac reforme, de aici vine ministrul Ion Felian și le spune foarte clar românilor că nu se pot desfinta pensiile speciale, pentru că tot domnul Stailer este un mare luptător al desfințării pensiilor speciale, văd, dar nimic fapte. Iar reforma actualului guvern, uitați-vă pe site-ul Secretariatul General al Guvernului că sunt scoase posturi de director la concurs iarăși. Asta e reforma. Da, suntem în situația în care de câteva zile bune ne tot învârtim în jurul acestei povești cu dacă va conține PNRR-ul, dacă va condiționa PNRR-ul ăsta niște reforme, dacă le va impune. Bine, dacă foarte... sunt cuvinte asumate... Da. Păi aia e, că nu știm care, cum arată. Sunt trei lucruri aici, trei direcții din punctul meu de vedere. În primul rând, poate mie îmi permite domnul Seidler să critic că sunt un simplu cetățean. Domnul Ghinea vine astăzi și ne anunță ca și cum ne-ar face, nu știu, o favoare că publică miercuri acel raport pe site-ul guvernului. Din păcate, România e țara în care doar 3% dintre români au încredere în partidele politice și doar 26% mai sunt interesați de vot astăzi. Tocmai din această cauză, că vorbim, ați spus dumneavoastră în prezentare, dezbatere internă. Dezbatere internă în interiorul guvernului sau unde, că eu n-am văzut nicio dezbatere publică pe subiectul acesta al cum va arăta acest proiect pe care îl ducem la Bruxelles. Nu știm nimic clar despre cum arată, care sunt proiectele principale și care sunt solicitările reale ale Comisiei pentru banii pe care îi luăm împrumut. Că jumătate din banii ăștia sunt bani pe care îi luăm împrumut. Evident, cu o dobândă, nu știu, 0 sau 0,1, nu știu exact cât, dar e foarte mică. E o dobândă extraordinar de bună. Dar suntem noi și italienii singurele țări, din nou, noi și italienii publicăm. Vedeți, Italia e o țară în care
E o mare problemă cu favorabilitatea și încrederea în clasa politică, Polonia la fel. Noi suntem singurii care am decis să luăm acei bani care sunt împrumut. Ni s-a explicat clar de către primul ministru, de către ministrul fondurilor europene și așa mai departe, de ce luăm acei bani, ce se va întâmpla cu ei exact. Că avem nevoie de fiecare bănuț, a spus premierul Cîțu aici în emisiune, joi seară. Orice om știe că are nevoie de orice bănuț. Ne trebuie, da. Dar nu orice om dobânda e foarte bună, bancă, cum ați zis, e aproape inexistentă. Nu orice om se duce la bancă să ia un împrumut că are nevoie de orice bani. Nu, știe foarte clar pentru ce ia. Asta aș fi vrut și eu să văd detaliat, foarte clar, încă de dinainte de a se trimite proiectul la Bruxelles, să știm care sunt obiectivele principale. Păi niște piloni ni s-au dat, nu, domnule Ionaș? Ni s-au tot indicat, ni s-au dat chiar și niște capitole mai amănunțite. Știu, România educată, sănătate, astea sunt povești pe care românii le aud de 30 de ani, de la toată lumea. Pot să vă răspund pe scurt? Vă rog. Vă rog, domnule Zaidler. PNRR-ul e o hotărâre de guvern. Forma inițială a fost publicată în integralitate. Au existat nenumărate dezbateri publice, ele toate sunt înregistrate și sunt pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, inclusiv cu Asociația Comunelor, Asociația Orașelor, a Municipiilor, a Consiliilor Județene. Da, au existat o largă dezbatere, oameni care se și pricep la asta și participarea a fost liberă. Dacă deci, cumva e un apropo legat de oameni care se pricep, să știți că din publicul larg, guvernul nu e votat de nimeni, domnule Saider, în caz că nu știți. Legat de oameni care se pricep, doar 16% dintre români aveau o idee luna trecută despre ce înseamnă PNRR. 16%. Dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, guvernul, din oricine este compus, nu este acolo să reprezinte partide politice, interese politice, ci reprezintă cetățenii. Dacă voiați cu adevărat o dezbatere, fiecare capitol din acest proiect era prezentat publicului larg, nu pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, unde intră doi oameni, nu știu, intră cei care au treabă cu fondurile europene, nu intră publicul larg. Dacă voiam să vorbim despre ce se întâmplă cu creșele din mediul rural, cu grădinițele, cu școlile, le transmiteam oamenilor care sunt informațiile că nu guvernați pentru primari, pentru primarii de orașe sau de comune, guvernați pentru oameni. Asta e diferența de abordare. Bun, dar de asta primarii nu se duc înapoi. Nu se duc primarii pe stradă primarii să vorbească cu oamenii, să le explice despre ce este PNRR-ul și ce face domnul. De ce mai sunt grupați în asociația aia a primarilor ca de comune, de orașe, de municipii? Să-și urmărească interesele pe care le au ca primari. Bun, pentru că e mult mai ușor să întorc în comunitate și vin și spun. Uite, ăștia de la guvern vor să dea bani pentru nu știu ce. Dacă lucrurile funcționau așa de bine, primarii se întorceau în comune și făceau campania de vaccinare de care aveam nevoie, că mâine trebuia să avem 5 milioane și nu am ajuns, nu? Nu. Băi, cam așa funcționează toate lucrurile în România. Am făcut, vorbim de digitalizare și copiii noștri în mediul rural merg în fundul curții deci în continuare. Mai funcționează să-l prezinți miercuri, domnule Zaidler? De fapt, mai folosește la ceva? Da, de ce să nu folosească? Adică, dar nu e vreun secret. Încă o dată, varianta inițială a fost absolut publică. Toate dezbaterile au fost publice. Unde a fost publică? Dacă eu vreau să intru acum pe un site să văd varianta inițială, o găsesc, îmi cer scuze. În integrală. Da, să pot să o downloadez? Da. Unde? Da, da, categoric da. Unde? Pe site-ul MIPE. Ministerul Proiectelor Europene. Bun. Și conține da, și reformele asumate? Doamne. Și încă o dată, da, conține toate detaliile. Și încă o dată, reformele de guvern, ceea ce înseamnă, numai puțin că nu dialogam cu dumneavoastră, domnule Budoi, vedeți că depinde de ce. Dați răspunsul și... Sau, stai, sunt în acest dialog și eu vă întreb, conține și reformele asumate? Ați citit documentul? Eu nu mai știu ce înseamnă asta. Bineînțeles, niciunii, în afară de dumneavoastră, suntem trei în această dezbatere care nu știm care sunt acele reforme. Sigur, domnul Tudor Mușa spunea mai devreme că nu știe care sunt reforme. Aici înțeleg, domnule Zaidler, că avem o listă de la Bruxelles. Nu, lăsați lista. Avem o perioadă tulbure, să zicem așa. În care, să discutăm foarte concret. Din momentul e vorba acela despre o nouă lege a salarizării și o nouă lege a pensiilor. Nu e trecut în PNRR deja legea cu fiecare virgulă și fiecare cuvânt. Adică cine se așteaptă să vadă dacă crește vârsta de pensionare, nu o să găsească așa ceva acolo. E subiect de lege. Cum veni? Vom face și vom drege. Exact cum e guvernul ăsta. Doar vom face și vom drege. Atât. Păi bun, dar acum stați puțin, domnule Budăi. Stați puțin, că dacă e... Dacă se... Sunt acolo toate detaliile. Sunt cuvintele lui.
toate detaliile. Despre... Sunt acolo toate detaliile. Acum nu mai sunt toate detaliile. Fără a merge până la virgulă. Păi nu, dar stați puțin, domnule Budăi, că dacă, de exemplu, se inițiază o lege a pensiilor dumneavoastră ca parlamentari, o treceți prin Parlament, o votați, puteți să vă pronunțați asupra ei. Dacă vine guvernul cu ideea... Domnul, haideți să nu ne facem că nu înțelegem despre ce vorbim. Vorbim despre reforme. Eu mi-am spus să scrie legea cu toate articolele, dar în legea respectivă are niște direcții. De plafonare, de majorare vârstă de pensionare. Am înțeles și ajungem în Parlament la dumneavoastră, asta zic. Unde? Au aceste linii sau nu au? Au aceste detalii de care vorbește domnul Staiser, că nu sunt. Dumneavoastră nu le știți, noi nu le știm. Bun. Da, bine că înțeles, domnul Mușaci, noastră ca parlamentar la cine știe câte le-am mandat, nu înțelegeți. Vă faceți că nu înțelegeți. Nu ați înțeles nimic pentru că mintiți tot timpul. A spus că sunt toate detaliile acolo. Sunt sau nu sunt? Domnul Budăi, domnul Mușaci. Concluzie, domnule Zaider, vă rog. Vă rog. Sunt absolut dispus să am oricând o dezbatere cu orice membru PSD despre presupusele minciuni spuse de o parte și de alta într-un spital din acele spitale regionale promise în 3 campanii electorale de PSD. Sau oricând, din acea locație. Și cu ironia asta s-a încheiat și subiectul, s-a încheiat și discuția. Da, mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem la actualitatea imediat. Rămâneți cu noi. Redresare și reziliență, care ați văzut câte dispute, dezbatere aprinse suscită în continuare. Avem acum la București și Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, EARC. EARC va elabora strategii de răspuns și contracarare a riscurilor și amenințărilor pentru securitatea națională. Centrul va colabora cu sectorul privat, mediul academic, instituții de cercetare internaționale și cu societatea civilă pentru a găsi abordarea cea mai potrivită privind reziliența la nivelul societății. Vorbim despre asta cu Cristian Bușoi, europarlamentar din partea PNL. Bună seara! Încercăm să traducem, domnule Bușoi, ce înseamnă găsirea abordării cele mai potrivite privind reziliența. Bună seara! România se află într-adevăr într-o zonă destul de complicată din punct de vedere geopolitic. Sigur că România este un pilon de stabilitate prin parteneriatul transatlantic strâns cu Statele Unite ale Americii, prin prezența sa în Uniunea Europeană, prin activitatea pe care o are în cadrul NATO. Și România vrea să contribuie la a găsi soluții pentru anumite amenințări, inclusiv în domeniul tehnologiilor emergente, în domeniul comunicațiilor, în domeniul sistemelor de transport, prin înființarea și găzduirea acestui centru. Pentru că acest centru, așa cum s-a spus, cum de altfel și a fost inaugurat astăzi, este o inițiativă a Ministerului de Afacerilor Externe. Este o instituție care colaborează strâns cu NATO și cu alte instituții internaționale. Și, în mod evident, va contribui din partea României cu perspectiva românească, cu tot ceea ce înseamnă competența românească, la reziliența statelor din vecinătatea NATO și a UE, la influențele antioccidentale ale actorilor statali și non-statali. Deci înțeleg că furnizăm, eu știu, strângem tot ceea ce se poate numi informație utilă pe de-o parte. Ea e filtrată, banalizată și, mă rog, există tot felul de puncte de vedere venite de la societatea civilă, de la organizații neguvernamentale, de la tot felul de astfel de actori și toate astea ar urma să se transforme în, eu știu, lecții de bună practică, pe de-o parte, instrumente, nu, prin care să... reziști provocărilor. Practică, dacă vreți, da. Consultanță, analiză, foarte multă analiză, probabil că va face acest centru. Acum, în un număr important de ani, dar nu foarte mulți, cred că în 2010, dacă nu mă înșel, în Lituania s-a înființat un astfel de centru sub egida NATO, care se ocupă strict de securitatea sistemelor energetice și răspunderea la anumite amenințări care pot avea loc, inclusiv atacuri cyber pe partea digitală, sistemele de operare în ceea ce privește energia electrică și așa mai departe. Și acest centru pune la dispoziția statelor NATO, statelor partenere, informații, analize,
consultanță în ceea ce privește prevenirea unor atacuri sau în cazul unor amenințări, cum pot să răspundă aceste sisteme. Într-un fel, într-un cadru mai larg, care ține și de, cum vă spuneam, tehnologiei emergente, de sistemul de comunicații, sisteme de transport, acest centru oferă analiză și consultanță statelor NATO și partenerilor NATO și ai României. Stau și mă întreb dacă aici nu e un capitol special legat și de, eu știu, toate informațiile, manipulările, teoria conspirației, tot ceea ce se vehiculează prin diverse platforme mai mainstream așa sau pe rețele sociale, că până la urmă asta crește capacitatea noastră de răspuns, nu? Ori aici lupta e una foarte strânsă, domnule Bușoi. Adică vedem ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, când a fost vârful, dar rămite cu alte războiul provocări. Este unul hibrid, nu mai vorbim de războaiele clasice cu care ne-am obișnuit în cărțile de istorie, deși dezinformarea a reprezentat o armă importantă încă din antichitate. Dar clar, acum foarte multe bătălii s-au transferat în domeniul economic și în domeniul digital. Și asistăm inclusiv, așa cum bine spuneați, în perioada de pandemie, la anumite campanii de dezinformare, de manipulare, de fake news, care să slăbească încrederea cetățenilor în instituțiile statului, în instituții europene, în instituții ale statului român. O bună parte, o spun clar și răspicat, din campania antivaccinistă este cumva încurajată din afara României, din afara Uniunii Europene, pentru că se întâmplă numai în România. Sigur că se profită și de convingerea sinceră a unor oameni sau de anumite lucruri pe care le cred sau tind să le creadă, dar sunt personaje și sunt forțe care știu foarte bine ceea ce fac și care se folosesc de acest lucru și atacă inclusiv în acest fel. Da. Și atunci, pentru a preveni, pentru a fi mai pregătiți, pentru a fi mai rezilienți, dacă vreți, adică odată ce s-ar întâmpla ceva să putem reveni mai repede la normal, există acest instrument. Sigur că vor fi în continuare instituții naționale, europene, care își vor face datoria. Acest centru nu se va substitui. Ajută, dar va putea și el. Veni cu analize un și centru nou la București. Mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi. Bună România, cu Radu Buzoianu și Răzvan Zamfir imediat. Rămâneți cu noi.